În psalmul 67, începând cu versetul 1, stă scris ceva ce ne dorim alături de familie, alături de cei doi. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amen. Asta nu în har se poate, să facă să lumineze fața Lui peste noi. Și fie ca motivația noastră să fie una corectă, așa cum scrie în versetul 2 ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Amen. Știți, mama lui Samuel, dacă așa îl cheamă pe mire, s-a rugat pentru ea, dar rugăciunea ei s-a rugat și pentru casa Domnului. Și Dumnezeu a fost pe deplin motivat să o asculte. Așa să binecuvânteze Domnul și pe cei doi, încât lucrarea Domnului să fie cunoscută și mântuirea să se arate că dacă cerem ceva să risipim, zice Iacob, s-ar putea să nu primim. Dar dacă cerem corect și pentru noi și pentru Domnul, atunci Dumnezeu va da numele Lui să fie slăvit. La nuntă întotdeauna cred că sunt motive să binecuvântăm și noi pe Domnul, în mod deosebit părinții, pentru că Dumnezeu i-a ajutat să fie în viață, să-și vadă copiii într-o zi de pace și de libertate și noi toți să participăm într-o zi numai cu soare, și acesta e de la Dumnezeu, este un dar cu pace, cu binecuvântare, cu prosperitate și multe, multe alte motive, cu siguranță particulare, personale le avem. Și mai presus de toate că suntem în casa Domnului și că avem nădejde să fim și în împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul! Dragi miri, în primul rând mă adresez vouă, dar și nouă tuturor, că așa ne vorbește Scriptura. Și după cum am citit despre binecuvântare, Aș vrea să observăm din Sfintele Scripturi cum putem să primim și să păstrăm binecuvântări, dar să observăm și riscul pierderii binecuvântărilor. Și așa să vă fie ușor de ținut minte, binecuvântări primite, păstrate sau pierdute. Cu litera P. Eu cred că voi până la vârsta aceasta ați primit multe binecuvântări. Eu aș spune că binecuvântările pentru familie au început de acolo de unde a început familia. Genesa capitolul 1, versetul 28, Dumnezeu i-a binecuvântat. Și spune, cu ce? Uneori când mai dăm mână între noi, mai țin pe câte unul de mână și spune Dumnezeu să te binecuvinteze și îl întreb, cu ce? De regulă o binecuvântare are un conținut. Deci binecuvântarea a însemnat creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți pentru că apoi să puteți stăpâni. Aducem și noi copiii la binecuvântare și le citim acest cuvânt consacrat din cartea Numere. Am întâlnit adunări unde citesc acest cuvânt și la nuntă. Și nu știu exact dacă toți copiii noștri au reflectat suficient asupra cuvintelor care au fost rostite și adesea însoțite de aminul întregii adunări în mod repetat. Am întâlnit slujitori care nu citesc numai de trei ori să spui numele și amin, de vreo șapte ori, ca și cum se culeagă cât mai multe binecuvântări. Și toate încep cu Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, să te lumineze, să îndure de tine, să-ți dea pace. Și faptul că sunteți aici e dovadă că totuși Dumnezeu a ascultat acea rugăciune de la binecuvântare, să știți. Numele Domnului să fie slăvit! Cu siguranță că astăzi veți primi binecuvântări. Este scris în Cartea Genesa, capitolul 24, că o fată a plecat așa în activitățile cotidiene și cu merea binevoitoare, știți, s-a întâlnit cu robul lui... Avram și în scurt timp s-a croit o nouă cale și acesta n-a vrut să mai accepte nicio amânare de 10 zile cum s-a cerut și atunci nu le-a rămas decât în grabă să rostească binecuvântarea. Genesa 24 cu 60 au binecuvântat pe Rebecca și a zis O, sora noastră, a plecat și ea ca sora din pe alte meleacuri, dar nu fără binecuvântare. Iată că cei de la Bacău au venit aici să vă pe lângă ce v-au dat acolo dincolo de carpați. Și cred că dacă veți fi copii cu minți, când vă întoarceți pe acolo, părinții de fiecare dată vă binecuvintează la sosire și la plecare. Mai puteți să cereți voi binecuvântare, pe lângă ce a dat Domnul din propria inițiativă. Știți cu ea spus? Să nu vi le toate din Biblie, unele să vi le amintiți, dacă nu să le căutați, să mai găsiți și altceva. A zis Domnul cuiva, că i-a dat multe și apare acolo un cuvânt și dacă ar fi fost puțin, atât aș fi adăugat. Deci nu l-a deranjat pe Dumnezeu dacă ar mai fi cerut. A necăjit Dumnezeu că le-a pierdut cu acea ocazie. Avem în Scripturi, în Cartea 1, Cronici, capitolul 4, un bărbat care s-a rugat și cunoscută rugăciunea lui, versetul 10, dacă mă vei binecuvânta. Și a spus cu ce? Și inventin de hotarle. Dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Făcut precizarea, s-a întâlnit pe un frate la 80 de ani, i-a prezentat pe soția lui și a spus, uite aici, e sănătoasă, așa m-am rugat. Și n-a fost la spital numai când a născut copiii. Să vă dea Domnul cele cerute. Să vă dea Domnul cele primite prin părinți. Și dacă aveți părinți credincioși, mulțumiți Domnului pentru asta, că se tot roagă pentru voi și tot vă binecuvintează și tot vă doresc. A zis un tată, vă amintiți cine? Către unul dintre băieții săi, binecuvântările tatălui tău, întreg binecuvântările părinților mei. Și aceste binecuvântări nu se limitează doar la hotare extinse și la lipsa bolii. Iată ce scrie aici. Acestea se înalță până la creștetul dealurilor veșnice. Să vă binecuvinteze Dumnezeu în viacurile viitoare. Asta e foarte important. Căsnicia, cele ce le primim aici, sunt bune, dar știți cum sunt? Ca lucrurile de unică folosință, de fapt sunt de scurtă folosință. Însă Dumnezeu, ascultați, și proiectare și oamenii care înțeleg aceasta vor neapărat să aibă de-a face cu așa ceva. Citesc 1 Cronii 17 de la versetul 25. De rugăciunea lui David că și tu însuți Dumnezeu le-a descoperit robului tău că îi vezi di o casă. Și cred că Mirile ar putea să spună ceva asemănător, că Domnul l-a ajutat să vadă o casă. De aceea a îndrăzit robul tău să se roage înaintea ta. Și umblând într-o parte și în alta am văzut fel și fel de practici. În Ucraina se roagă întâi mirii și apoi slujitorii. Am mai procedat și eu uneori așa. Câte unii miri au zis că se tem să se roage atunci. Am fost la care am negociat și s-a rugat numai mirile, mireasa a avut emoții. Dar nu neapărat acum, nu schimbăm noi rândul de aici, Doamne ferește. Dar tu te poți ruga să spui, Doamne, dacă mi-ai vestit când -mi vei da o casă, binecuvintează, dar casa robului tău să rămână pe vecie înaintea ta. Că cel mai mare har și cea mai mare dorință pentru un bărbat să fie următoarea să-ți mântuiești nevasta și copiii, cum și-a mântuit Hristos biserica. Să fie binecuvântată casa ta aici și să fie binecuvântată familia ta cu moștenirea vieții veșnice. Să ai ceva pe dealurile veșnice. Dumnezeu să vă dea aceste haruri. Și dar nu uitați cei care sunteți aici. Poate sunteți mulțumiți cu binecuvântările care le-ați primit. Și cum spune Psalmul 103, și nu uita niciuna, binecuvintează și tu pe Domnul. Dar dacă socotiți că n-aveți destul, rugați-vă Dumnezeu să vă binecuvinteze. E de cu mână largă, începeți cu înțelepciunea, că e de regulare multe la pachet în anex. Să știți ce să cereți. I-a plăcut cererea lui Solomon, Domnului. Mai rugați și pe alții să se roage pentru voi. Foarte important. În timpul celui de doi război mondial, când a fost ogromul cu evrei, unii binevoitori le au mai facilitat plecarea în Țara Sfânt. Și am auzit despre un tânăr care s-a dus, era un rabin și a spus nu plec la drum, te rog să-mi dai binecuvântare. a binecuvântat. Aveau Vechiul Testament, știau cum și ce trebuie spus. Și am înțeles că acel vas a naufragiat și din 800 el a fost singurul care a scăpat. A cerut să fie binecuvântat. Să vă binecuvântați și dimineața și seara și ziua să fie sub binecuvântare și noaptea de asemenea. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amen. Că El binecuvintează în toate slăvit să fie în veci. Așadar, aveți binecuvântări primite. Și mai puteți să primiți. Toată viața. Scrie despre Avram, că și la bătrânețe a fost binecuvântat. Geneza 24.1. Scrie în Salmul 92, că și bătrânii pot la bătrânețe să aducă roade, sunt plin de suc și verse. Și scrie mai departe acolo ca să arate că asta tot de la Domnul vine. Numele lui să fie binecuvântat. Eu pot să mulțumesc Domnului. În vremea aceasta că Dumnezeu s-a îndurat de noi, a alungit zilele soției, mulțumim celor ce s-au rugat pentru aceasta. În ultima vreme, în ultimele două luni, este mult mai bine. Mulțumim Tatălui Ceresc, care și-a lăsat bunăvoința peste noi. Aș vrea acum să observăm că aceste binecuvântări primite trebuie păstrate. David s-a rugat aici și a spus, binecuvântează dar casa robului tău să rămână pe vecine, dar dacă ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Dar știți cum se interpretează acest verset? Nu că ce odată binecuvântat Dumnezeu nu se mai poate pierde. ci doar că Dumnezeu rămâne credincios și nu-i pare rău de darurile date. Deci din punctul lui de vedere, el nu și-a vorba înapoi, nu-și retrage mâna, ocrotirea lui rămâne, dar noi putem să plecăm de sub lui Dumnezeu. Situație în care se poate pierde. Spunea Solomon în Cartea Proverbele, citesc capitolul 21, versetul 20, Comor de preș și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Și se întâmplă așa ca în povestea românească cu Danila Brebeleac. Că și din ce a avut sărmanul, într-o zi a pierdut mult dar într-o viață. Aș vrea să vă arăt subcind câteva momente, ipostaze în viață când se pot pierde aceste binecuvântări. A spus Dumnezeu despre Ismail, în Genesa capitolul 17, că va fi binecuvântat. Versul 20. Iată, îl voi binecuvânta. Dar nu cum a fost Isaac. Pentru că încă din copilărie a pierdut prin atitudinea lui față de frățiorul lui. Și cum a reluat Pavel scrie în Galaten, capitolul 4, că cel firesc a prigonit pe cel duhovnicesc și a trebuit să fugă. Să pleci de la o casă bogată, de la un tată binecuvântat, să n-ai nici apă de băut, atitudinea lui l-a făcut să piardă. Mai târziu în viață. La căsătorie în mod deosebit. Mare atenție. Dar unii pierd cuvântarea, încă înainte de căsătorie. Când a pierdut-o sau? Spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 27. Ascultați ce, ce cuvinte. Versetul 36 n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Vers 38. Binecuvintează-mă și pe mine, Tată, n-ai decât această singură binecuvântare, Tată. N-a avut dreptul de tine L-a pierdut. Pentru vânătoare. Da, unii pierd binecuvântări, chemări, slujire pentru sport, unii chiar pentru vânătoare, că este și asta o boală, ca întotdeauna nu la Cluj, că nu-i pădurea pe aproape, și munții, dar în alte zone. Pentru alte și alte pasiuni păcătoase. Să te naști într-o casă binecuvântată, mamă ta a fost binecuvântată și o pierzi. Samson a pierdut-o și el la căsătorie. Și i-a zis tata, dar nu sunt în poporul Domnului atâtea fete. Ia-mi-o, că-mi place. Bietul de el. Nici la nuntă nu a fost bine. Nici o zi n-a avut după nuntă cu nevastă. S-a întors acasă, însurat, ca și când ar fi fost singur. O, ce bine era de să întorcea acasă înainte de nuntă, cum sunt după nuntă. Da. de spun eu că fiul respitoru a avut măcar una bună, că nu s-a însurat. S-a întors singur acasă. Așa păcătos cum era. Sunt și fete. Poate m-ați auzit spunând o vorbă. Băieții fac prostii când vor, fetele când se mărit. Știți cum vine asta? Adică băieții sunt mai obraznici și își permit. Poate le și permite mâna economic să-ți descurce singur. Fetele, mai cu bun simț, stau acasă. Numai uneori, când nu se mărită și mai trec ani, sau unele și chiar mai timpuriu, vine câte un băiat și le duce de minte și numai mai cu cine te înțelege. Și fac prostii când se mărită. Pierd binecuvântarea. Ce trist. Povestea o frație din Ucraina cu o fată așa au trecut ani și nu s-a măritat. Și unul nepocăit a cerut-o în căsătorie. Că te lași să-ți duci pocăința ta. Nu te duc la preot. Dar după ce a trecut-o pe numele lui, la un moment dat, a forțat nota. S-a dus la preot, acolo a trebuit să-și renege credința sărută icoanele și povestea mai târziu mamei ei. Duhul Sfânt nu m-a părăsit, zicea ea. Chiar și după ce m-am măritat cu el, simțeam că mă cheamă înapoi, aveam momente în care regretam, puteam încă să mă rog, dar când m-am dezis și am sărutat icoanele, am simțit că a plecat de la mine pentru totdeauna. S-am încercat să mă rog, am încercat să recuperez terenul pierdut, și a zis: Niciodată n-am mai putut. Trei luni mai târziu s-a sinucis, n-a putut să suporte starea aceea de lepădare. Să piardă binecuvântarea. V-am dat exemple de oameni cu familii, cu promisiuni mari. Au pierdut. Se poate pierde binecuvântarea? Și părinții aceștia au bucurie într-o pasă lor la căsătoria copiilor. V-aș aduce aici, în față, cazul Iosafat. Întotdeauna când citesc despre el, parcă am o durere în suflet, deși e un fapt istoric, numai că repetabil din nefericire. În 2 Cronii 17, scrie atât de frumos despre el. Versetul 3. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele de tia Căi al tatălui său David, alergat la Dumnezeu tatălui său, a urmat poruncile lui fără să facă ce facea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui, căruia tot Iuda i-a aducea darul și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului. A îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idole. Apoi în capitolul 19, cum a instituit în toată țara educație religioasă, spiritual, un sistem juridic foarte corect, și tragedia 18 cu 1. Iosafat a avut bogății și slavă din Beșuc și s-a încuscrit cu Ahab. Și de aici a pornit tragedia pentru toți copiii lui. Știți ce s-a întâmplat până la micuțul Ioas care a fost ascuns? Toată sămânța Davidică s-a pierdut pentru o vreme. Toate binecuvântările, țara a fost nimicită. Să vă păzească, Domnul, stimați părinți, să nu acceptați căsătorii vinovate a copilor dumneavoastră. Chiar dacă ar fi să o facă ei. Luptați-vă pentru asta. Și Dumnezeu să vă dea îndurare. Ce să mai spun, se pot pierde bine cuvântările și la bătrânețe. Spune scriptura despre Solomon care Dumnezeu i-a dat și i-a dat din belșug de toate lucruri unice uneori, în istorie, altele în, în, vremea lui contemporană. în Cartea Sfântă 1, împărați 11 cu versetul 4, când am bătrânit Solomon. Bine, greșeala datase din vremea căsătoriei, dar a rezistat. Nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnului. Și a pierdut binecuvântarea. Din 12 a pierdut 10 părți. La bătrânețe. Da. din antichitate vorba asta, de altfel e biblică în primul rând, să nu numești pe nimeni fericit până n-a murit. Că nu știi cum sfârșește ce se întâmplă. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Cu asta am început, dar aș mai adăuga ceva. Dumnezeu să aibă milă de noi să putem păstra aceste binecuvântări, Amin. să nu le pierdem. Amin. Rămân cu Scriptura aici, unul în Paratul 11, vă citesc de la versetul 37. Este o făgăduință prin procul Ahia către Ieroboam I. Pentru că, în ultimul rând, vreau să spun cum le putem păstra, de fapt, ce trebuie să facem ca să nu le pierdem. Iată ce făgăduințe mărețe. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Și ne binecuvântăm noi cu psalmul 20 să-ți dea Dumnezeu ce îți dorește inima. Și Dumnezeu poate să stea. Vei fi împăratul lui Israel. Și acum apare condiția. Dacă vei asculta de tot ce ți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robiul meu David, voi fi cu tine. Îți voi zidi o casă trainică așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Ce a primit în promisiune David a primit și Roboam. Și prin același proroc, câțiva ani mai târziu, s-a rostit următoarea sentință, 14 cu 10 voi trimite în peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este lui Roboam, fie rog, fie slobod în Israel, voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdările până va pieri. Vă rog să vă imaginați. Să vină cineva să-ți dea un loc de casă. Să te ajute la construcția ei și să se construiască numai puțin de un palat. Și să-ți facă această donație binecuvântată. Tot ce-ți va dori sufletul. Vei fi rege. Și acel cineva să vină după câțiva ani cu o echipă, buldozer, cu excavator, să demoleze tot. Ce ar zice vecinii? N-a fost problemă cu cel ce a promis, cu cel ce a demolat apoi. A fost problemă cu proprietarul casei. Da? Dumnezeu rămâne același, El nu se schimbă. Noi putem să pierdem binecuvântările. Așa era citit aici, am citit aici, dacă vei asculta, dacă, în Scriptura, Cartea de Turnom, capitolul 28, dacă vei asculta de glasul Domnului, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dar dacă, versul 15, nu vei asculta, Dumnezeu a fost cel ce a promis mai întâi binecuvântare, a rostit-o și a dat-o, pentru prima familie, pentru poporul său, dar tot Dumnezeu pentru prima familie și respectiv pentru poporul său a rostit blestemele. Cel ce a avut grijă să împlinească binecuvântările. Și spunea eu sau mai târziu, capitolul 23 al cărții sale, uitați-vă și vedeți. A rămas ceva neîmplinit din ce a promis Domnul. Nu a rămas nimic neîmplinit. Dar mai târziu, scrie în cartea de turnom, nu va rămâne neîmplinit nici cele rele, dacă nu rămâneți credincioși. Și iar zic Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu numai să ne binecuvinteze, să ne dea pricepere să păstrăm aceste binecuvântări. Planul Domnului este să adauge și apoi să ne lanseze în binecuvântările eterne. Dar și planul diavolului este să pierdem, așa sistematic. Și în final, să pierdem totul. Frate Mire, te cheamă Samuel. Îți doresc, dacă începutul e cu binecuvântare, am auzit lucruri frumoase despre voi, îți doresc la bătrânețe sau dacă a venit Domnul mai repede, pe atunci, să zici cum spune un Samuel 12. Cât despre mine eu sunt bătrân, am albit. Știi, a zis Elihu, vă știți, bătrân, eu sunt tânăr, nu multă vreme pot să zice așa, că vremea trece. Dar eu un har și să ajungi bătrân. Cât despre mine eu sunt bătrân, am albit așa că am umblat înaintea voastră în până acum. Mărturisiți împotriva mea. Și ei n-au avut ce mărturi, să mărturisească și el a zis, Domnul este martor să-ți ajute Domnul să închei cu bine. Căsătoria voastră decurgă în condiții bune. Dar asta depinde nu de societatea din jur, nici de diavol. Lumea e tot lume, diavolul e tot diavol. s-a întâmplat cu un frate că l-au chemat în America pe vremea comunistă, să ajungea mai rar și era mai de dorit și nu erau crize pe atunci. Așa? Și el a întrebat simplu, a zis, Diavolul este în America, este. Moartea este, este e ca la noi. Vă dorim ceva mai mult decât atât. Lumea e tot lume, repet, diavolul e tot diavol. Și Dumnezeu e tot Dumnezeu. Problema e toată la noi. Noi putem primi, noi putem păstra. Dumnezeu să vă de harul ultimul versetul care închei, a doua Ioan, capitolul 1, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată deplină. plină. Amin.